n-am spus că mi-e frică de arbitraj. Eu mai devreme chiar am spus că cele două lucruri de care mă pun așa un pic, entuziasmul și gradul de oboseală în comparație așa cu cealaltă echipă. I-am spus și ieri că, în opinia mea, Comisia Centrală nu ar fi fost normal să delege un astfel de arbitru după tot ceea ce s-a întâmplat la jocul cu FCSB din turul campionatului trecut, în sezonul regulat. Deci nu cred că era oportună delegarea dânsului. Eu nu contest valoarea domnului Colțescu, dar există o presiune, s-a făcut atâta tam-tam la momentul respectiv, nu a mai fost delegat până la această partidă, nu știu de ce n-a fost delegat în sezonul regulat, poftim, până acum și-l dă la acest meci cu Pandurii Târgu Jiu, la un meci care domnul Colțescu a arbitrat, parcă ASEA Târgu Mureș, nu? Și a eliminat foarte mulți jucători cu Pandurii Târgu Jiu, a eliminat câțiva jucători acolo. Noi am fost avantajați la momentul respectiv, toată presa pro-FCSB-istă a scos în evidență lucrul ăsta și trebuie să recunosc și eu la momentul respectiv că Steaua au marcat 3 goluri, nu știu cât de corecte la momentul respectiv, dar nu a fost întru totul vina domnului Colțescu. Știu că 2 goluri au fost anulate de către tușieri și am văzut că mai nou acum și adiționalii au un cuvânt foarte greu de spus în campionatul nostru. Și atunci am considerat că la acest joc ar fi fost de evitat acest arbitru. Referitor la acest lucru că eu știam, dacă aș ști eu sau aș pune eu arbitri sau aș avea informații de genul ăsta, vă dați seama că probabil am luat mult mai multe puncte în față sau îmi luam mult mai multe măsuri la jocurile respective. Nu, pur și simplu, eu am un băiat deștept aici în stânga mea care el știe exact când a arbitrat, cine a arbitrat, un foarte bun om la statistică și nu numai, și am fost informat că singurul arbitru care mai rămâne cu ecuson FIFA, și consider că la acest meci era un meci, nu poți să-l dai pe un arbitru care nu are experiență atâta timp cât se joacă locul 2. Eu consider că acum se joacă cel puțin locul 2 la acest meci. Fiindcă noi, dacă câștigăm, ne ducem la 9 puncte de Pandurii. Pandurii e greu să mai revină în 5 meciuri și să mă întreacă după aceea dacă eu câștig. Și atunci, automat, sunt în preliminarile Champions League. Consider, având 10 puncte față de Viitorul și 8 puncte față de Dinamo. Deci va fi destul de greu ca eu să pierd toate meciurile și ei sau una din ele să câștige, fiindcă mai joacă între ele. Și e logic, e matematic. Și atunci, singurul arbitru care mai rămăsese spre stupefacția mea cu ecuson FIFA pentru această etapă era Sebastian Colțescu. Și mi-a fost frică de această delegare, pur și simplu. Mi-a spus un prieten al meu, un ziarist, că mai am și eu prieten în presă și zice Șumi, să vezi tu dacă nu ți-l dă pe Colțescu la meciul ăsta. Și așa s-a întâmplat, domnișoară. N-am niciun fel de relații, mai ales la domnul Diaconu sau domnul Vasaras, credeți-mă că n-aș putea să... L-a deranjat, domnule Șumzică, de ce a spus Sergiu Ionescu, că faptul că au aflat din presă și că ei sunt prea mici pentru un astfel de război? Nu. Păi, nu știu la ce se gândește, fiindcă noi Astra, practic, hai să o luăm așa, statistic. Și să închidem orice fel de discuție, fiindcă am văzut că a apărut și domnul Mihai Stoica, care face fel de fel de declarații și spune că Steaua este călcată în picioare. Spuneți-mi dumneavoastră, în acest play-off, o decizie pro-Astra. Spuneți-mi o decizie pro-Astra în momentul în care acest play-off nu se mai înjumătățesc punctele. Acum punctele contează, sunt 3 puncte. Și hai să vedem cine ar beneficia de cele mai multe avantaje din partea arbitrului. Involuntare, probabil. Nu știu dacă acum se greșește voit, că nu pot eu să fac astfel de analize, dar sunt oameni. Am văzut la fel de fel de posturi de televiziune care sunt în măsură să spună dacă a fost un penalti, dacă a luat mingea cu mâna, dacă trebuie al doilea galben sau N avantaje care se pot face la momentul respectiv. Noi n-am avut nicio decizie pro în momentul ăsta. Și s-a făcut atâta tam-tam de la meciul acela cu FCSB-ul din tur cu domnul Colțescu, încât mi-e frică mâine să nu fie această presiune și să se întâmple cine știe ce. Mi-am avertizat jucătorii înainte de jocul ăsta, chiar la meciul ăla care tot plâng ei că au pierdut, că nu știu ce a câștigat. Mi-am câștigat un punct jumate, de fapt, că s-au înjumătățit. Deci, practic, n-am câștigat nimic. Deci, nu cred că trebuie și așa indirect îi răspund și
domnului respectiv, care n-are ce discuta cu ăla de la Astra, Astra Giurgiu. Dar săracul, el e învățat acum să aibă discuții așa mai restrânse în ultimul timp, că asta e viața. Nu vă temeți și de o eventuală întâlnire, pentru că va sta pe bancă de acum încolo la... Cu cine? Cu domnul Mihai Stoic. Și ce să-mi facă mie Mihai Stoic? A lucrat, a făcut forță, a avut timp liber, sau ce să-mi facă mie Mihai Stoic? Relațiile, pentru că știu că m-a sunat, dar era închis să văd... Păi și acum 10 zile m-a sunat, și acum 7 zile m-a sunat. Și acum 7 zile m-a sunat. M-au sunat când vreau să nu mai spun FCSB, mă sunau. Și acum 7 zile m-au sunat. Erau la o paranghelie, nu știu pe unde, și m-au sunat. Era cu reghe în cap și m-au sunat, m-au felicitat că ce fac eu la Astra, că nu știu ce, dar... Erau celor pe Alibec? Nu. Că nu decid eu, domnișoară, de Alibec, nu. Eu doar spun că Alibec nu va ajunge acolo, dar mai departe am și eu niște superiori. Hai că deja trecem în partea altă și să vorbim de meciul de mâine, că acum nu vreau să fac polemică cu cei de acolo. Deci ce să spună Gigi Becali? Gigi Becali, când vrea să-și bage mâinile în buzunar, săracul le nimerește la piept, care sacou și își bagă mâinile, ca Charlie Chaplin aici. Da, apropo de Alibec, o să-l ajutați să plătească acei bani către Dinamo? Ce să-i ajut? Mircea Retnic a spus că o să-l amendeze pe domnul de la magazie pentru că a luat Alibec o minte și trebuie să dea 300 de euro. Din puținul nostru cotizăm și îi trimitem banii lui Mirce. Nicio problemă, magazionerului. Sau îi trimitem o minge nouă din cele 12 ale noastre. Domnul Șumodică, nu mi se pare că s-a ajuns într-un moment în care războiul se duce poate mai mult decât ar trebui psihologic decât în teren? Eu duc. Și Reghii s-au făcut. Sunt învățat. Că duce? Sunt pregătit. Și eu sunt pregătit, nu e nicio problemă. Dar eu știi care e diferența între mine și ei? Știi care e diferența între mine și ei? La ei e un dezastru dacă nu vor lua titlul. La mine, eu îi chinui până... Și eu n-am nicio treabă, n-am... Dar îi chinui. Îi chinui până, ți-am zis, să dea ultima picătură din activul ăla care îl folosesc. Dar știți că au fost un pic deranjați că ați făcut vizitere prin acel activ, oarecum s-au simțit lezat de faptul că v-ați referit probabil la doping mai... Nu, asta a făcut presa, nu. Stați puțin. Deci încă o dată, vreau să punem la punct unele lucruri și cu asta închei, nu mai vreau să mai vorbesc despre acest club. Deci eu respect munca lui Regencamp. Eu îl respect pe Regencamp, dar el este alt gen de antrenor, alt caracter față de mine. Eu sunt mai coleric și niciodată nu o să poată să-mi pună pumnul în gură mie nimeni, fiindcă nu poate să mă arate cu degetul. Eu n-am luat comisioane, eu nu fac blaturi, nu fac. Ce am făcut? M-au prins că am jucat la pariuri. N-am luat suspendare. Poate da tot. În rest, nu poate să zică nimeni nimic de Șumudic. Asta clar. Și nu o să-mi pună nimeni pumnul în gură să nu vorbesc. Eu tot timpul o să vorbesc. Și o să spun lucrurile care eu le consider că sunt drepte sau nedrepte la momentul respectiv. Eu pe ei nu-i subestimez cu nimic. Și nu vreau să pară că ei au rezultate datorită acelor vitamine sau ceva de genul ăsta. Ei formează un grup puternic, au jucători foarte buni, fără niciun fel de ironie, sunt jucători foarte buni. Au un conducător bun, Mihai Stoica este un conducător bun și acum o să fie și mai puternici dacă va reveni pe bancă. Reghe este un antrenor bun, deci fără nicio glumă și nu, este unul dintre cei mai buni antrenori de la noi din țară, ci respect pentru ceea ce face, dar asta nu înseamnă că nu pot să mă bat și să-mi spun drepturile și să-mi cer ceea ce consider eu că de fapt se dă pentru Astra și n-ar trebui să se dea pentru ei la anumite jocuri. Nu o să vie mie să-mi spună domnul Ducadam că sunt clov sau că el consideră că a fost mare legendă, respect pentru ce a făcut la momentul respectiv. Dar acum, săracul, o emisiune acolo, ce poate să spună și el, eu deocamdată sunt pe teren, sunt implicat, pun suflet. Eu nu iau banii degeaba. Eu muncesc. Și atunci am și eu părerea mea și am dreptul să mi-o spun. Dacă deranjează, e treaba lor. Să mă atace. Ați spus că spuneți întotdeauna ce vi se pare. Și apropo de doping, scuze-mă. Da, exact. Asta de doping. Eu consider că trebuie să fii tâmpit. Ca jucător să accepti să te dopezi. Care îți dăunează mai târziu sau îți plesnește inima pe teren. Eu consider că Steaua nu face lucruri de genul ăsta. Nu spun, fără nicio glumă. N-am spus. Doar că din punct de vedere al medicamentației sunt mult mai evoluați decât noi. Asta am spus și atunci te ajută, nu? Nu e normal?
dacă carburantul ăsta care te duci și îl bagi este, sunt pe unul mai ieftin, unul mai, dacă bagi din ăla mai așa, poate pleacă mașina mai bine, nu-ți mai moare la stop, tu mai ții din ambreiaj. La noi se mai întâmplă, ai văzut, mai clacăm pe acasă, o mai ținem din ambreiaj. Ei dacă iau activul ăsta, bum! Păi, asta nu mi se pare corect. Poți să spuneți ce mi se pare corect. Păi nu, dar eu n-am posibilitatea să cumpăr acele medicamente. Am înțeles că sunt foarte scumpe. La asta nu înseamnă că ei se topează sau ceva de genul ăsta. Eu n-am spus lucrul ăsta și nici nu pot să afirm așa ceva, fiindcă nu știu. Ok? Spuneți la voastră că spuneți lucrurile pe nume, totuși ați scăpat de suspendări în privința asta, având în vedere că sunteți mai colegi, așa, în schimb, deci Ordănescu o să stea în tribună. Nu-i problema mea. Eu n-am fost eliminat. Domnișoară, eu anul ăsta nu am fost eliminat niciodată. Eu n-am avut nicio etapă de suspendare. Am avut un singur avertisment când domnul Bârsan a spus că l-am strâns mai tare de mână și a simțit că l-am tras spre mine. L-am felicitat cum face Tudor când dă mâna. Și am vrut să fiu un asentimentul arbitrilor la momentul respectiv. Atâta tot. Eu n-am fost suspendat, n-am înjurat, n-am făcut absolut nimic. Mâine, probabil, sau poimine, voi fi suspendat, că-s chemat la comisia de disciplină datorită gesturilor pe care le-am făcut la jocul de Cupa Ligii de la Pitești cu cei de la FCSB. Și probabil mă vor suspenda. Dar dacă pe mine mă vor suspenda, atunci și păsăpunarul l-au suspendat pentru jocul ăsta, tot pentru gesturile respective, atunci cred că ar trebui federația sau cine să se autosesizeze și să-l suspende și pe Licușor Stanciu, care a făcut acele gesturi și care mi se par la fel de grave cum consideră ei că eu am făcut gesturile la momentul respectiv. Cât de mare ar fi dezavantajul dacă ați primi o suspendare sau dacă probabil că s-ar și activa și acea suspendare de... Nu, eronat. Eronat, n-are cum să activeze acela. N-are nicio legătură. Cum v-ați, cât de mare ar fi dezavantajul pentru asta dacă ați fi suspendat? Dacă l-ar suspenda și pe Stanciu, n-ar fi. Deci dacă pe mine mă suspendă cei care mă vor suspenda de la Comisia de Disciplină, nu ar fi corect să nu-l suspende și pe Stanciu. Și ce simțiți? Îl vor suspenda? Păi dacă nici nu l-au chemat, nu s-a autosesizat nimeni. La mine s-a autosesizat secretarul general al federației, m-a chemat. Este făcută hârtie de secretarul general al federației. Nici măcar de cei de la ligă care au organizat meciul. Meciul a fost organizat de ligă, a fost observator federal, n-a scris în raport, nu s-a întâmplat absolut nimic. După două săptămâni m-au chemat la comisie. Autosesizare, federație. Păi atunci de ce nu se autosesizează și jucătorul echipei naționale, care va fi noul decar al echipei naționale și care a arătat degetul mijlociu, așa la tribună. Ce înseamnă degetul ăsta? Ce înseamnă? Ce gest e ăsta când faci așa? Meriți să fii chemat la comisia de disciplină? Vă întreb pe voi aici, meriți? Vă e frică să spuneți? Vă e frică să spuneți? Păi fiți curiți, eu am făcut așa și m-au chemat la comisie. Dacă unul face așa la tribună, merită chemat la comisie? Dacă v-au chemat pe dumneavoastră? Păi și atunci, oameni buni, așa, putărie, că nu mai suntem cu pionierii când ne punea inelul pe la salină. Haideți, mă, băieți, mă, să... Eronat. Ai stat la Giurgiu? Păi nu știu, așa se... Eronat. Noi acum am venit. Simțiți... Acum am venit. Cine se plângeau? Care? Am sifoane pe la mine pe aici? Bine că mi-ai spus că o să fac o ședință și le aflu. Știu cine... Mai e unul de tare care trebuie să scap. O să scap cât de curând. Că de celălalt am scăpat. Unde? Haideți mai departe. Simțiți că se joacă un pic și în altă parte de titlul ăsta? Noi l-am jucat doar pe teren. Eu când am jucat prost am recunoscut că FCSB-ul a fost mai bună, m-a bătut cu 2-0, i-am felicitat, bravo, felicitări, sunteți mai buni. Mai departe... Știți foarte bine, după meciul de la Târgu Jiu, jucătorii și inclusiv secundul ăla au acuzat faptul că titlul trebuie să le steaua sau la modul ăsta s-a pus... Păi dacă Nistor a zis că Șumudică, acum ne-am dat seama că Șumudică are dreptate. Și eu nici n-am dat mâna de două ori cu Nistor în viața mea. Dați-vă răspunsul. Eu ce să simt? Că se joacă oarecum în altă parte acest titlu no. Pe teren? Nu. Nu cred, nu. Nu știu. În altă parte unde? Cum? Acum sunt diverse
sau pot fi diverse cauze, arbitri, ligă, federație, comisii și așa mai departe. Nu cred. De motive, nu știu. Nu. Să întreb ce simțiți dumneavoastră de asta. Nu știu, eu deocamdată nu simt nimic, voi vedea mâine, după meciul de mâine. Eu v-am spus că până în momentul de față am jucat, mâine este al 5-lea meci, nu din play-off, în care nu am fost avantajați, poate am fost dezavantajați. Am avut penalti minutul 10 la Alibec, clar cât lumina, ca lumina zilei, cu Târgu Mureș și nu li s-a dat. Noi n-am fost avantajați, nu s-a dat nimic în plus. În play-off ăsta n-avem. Ce am câștigat, am câștigat pe teren. Când m-a bătut FCSB-ul, m-a bătut pe teren, am recunoscut, ca și corect. Să fim fair play. Nu să apărăm acum să spunem încheiere minutul 23, nu trebuia eliminat Pintili. Păi a văzut o țară întreagă că trebuia eliminat. Apropo, numai domnul Hațegan n-a văzut. Da? Apropo de asta, a fost o nouă declarație. Tot despre Nicaitea, chiar dacă a spus că nu mai vorbim, mă simt dator să vă întreb. Da? A spus că speră ca mâine să vadă un arbitraj corect. Cine a spus? Mihai Stoica. Și eu la fel. Adică... Eu îmi doresc din suflet, din suflet, să dea Dumnezeu și măicuța Domnului, îmi fac cruce, să fie un arbitraj corect, corect, imparțial, 0% într-o parte, 0% într-o parte. Să nu dea nici să nu facă niciun avantaj. Și dacă pandurii ne vor bate, eu după meci le strâng mâna și să fie un arbitraj corect. Nu-mi doresc cu nimic mai mult. Evoluțiile bune ale lui Denis Alibec au atras atenția și unor alte cluburi. Hertha Berlin s-a vorbit astăzi, însă Petre Buduc a spus că e, prețul e de 5 milioane de euro. Credeți că îmi crezi corect? Nu fac eu prețul că se supără omul de la palat. Mă abțin. Mă abțin. E domnul Buduru, e domnul Nicolae care se ocupă. Sperăm să-l avem cât mai curând lângă noi. Și atunci probabil va fi ok. V-am spus ieri, am spus la un post de televiziune că prețul care ni l-a oferit la momentul respectiv când eu am luat parte la acea întâlnire a fost de 400.000. Asta a oferit. A zis că asta e valoarea domnului Alibec, iar salariul care îl dădea era mai mic decât la asta. Pot polemiza doar cu niște... Vreți să-l întrebați mai mult și pe băiatul ăsta, că a dat un gol senzațional la lotul de tineret și cred că el este viitorul și adică deja e prăfuit, deja nu mai ce să vă mai... Nu v-ați plictisit de mine, o să mai suportați-vă până la vară și de la vară scăpați de mine. Vă promit eu. Pot să intru și în... Pot să intru și în... Numai, de la vară îmi văd de treaba mea. Numai. Îi las, vă ușurez munca, nu v-ați plictisit de mine, că am atâția prieteni pe-n presă de... O să vină unul din ăla care vă place vouă să vă facă calcule sau să cânte folk. Să ducă la chiteruță și la astea, vă ia pe plan. Mai lăsați-mă să vă întreb un singur lucru. Întrebați-mă. Nu mă întreba unde plec de la vară, că nu spun. Nu. Spuneți dumneavoastră că sunteți pe... Pot polemiza... Păi sunt, m-au trimis două luni, sunt suspendat. Da, două luni de la vară sunt suspendat, nu pot să fac nimic. Interzis. Sunt interzis. Pot polemiza doar cu niște oameni care se respectă pe ei, măcar pe ei înșiși, sau care își respectă meseria. A spus Mihai Stoica, la ce credeți că se referă? Mă întrebați cu el. Nu. Adică, ce a vrut să zic? Eu n-am înțeles. Dar a fost un lucru? Îți dau numărul de telefon, dacă vreau să-l întreb, că eu nu știu ce să spun, domnul, eu știu să dezvolte. Să dezvolte, n-am nicio treabă. Eu chiar îl admir pentru ceea ce face ca director sportiv. Asta e postul lui în momentul de față. Eu îl admir. Mai departe, eu sper că rezultatele vorbesc în ceea ce fac eu. Mai mult de atât, ce să... E un adversar pe măsura dumneavoastră în ceea ce privește aceste contrevenții. E mai talentat ca mine. Are vorbe mai multe ca mine. E talentat. Dar văd că se abține și nu știu de ce. Mi-aș dori să mai învăț eu câte ceva. Că e mai talentat. Pui probleme, ai probleme. Iar la meciul cu FCSB aici am greșit eu. Și mi-o asum. Aici am greșit la Pitești. Vreau să vă întreb, Laurențiu Reghe cam consideră că el este un geniu. Dumneavoastră cum vă considerați? Eu? Eu sunt un băiat normal, simplu, crescut în Piața Romană, unde se fac 7 feluri de pâine să dă ora exactă. Și un singur lucru am, poate mai mult decât au alții. Am școala vieții. Și năsuc ăsta care miroase bine. Mi-am luat un câine acum și simte tot. Și cred că în ultimul timp simt și eu. N-ați văzut că l-am simțit pe Colțescu de ieri? Și l-am mai simțit și pe Bârsan acum câtva timp. Tot simt. Așa că nu e ușor. Dar arbitrii simțiți?
Simțiți am... că era astratitul? N-avem nicio șansă. Deci fără nicio șansă. Am devenit serios. Am devenit serios și sunt foarte serios. N-avem nicio șansă. Fără nicio glumă. N-avem nicio șansă. Nu considerați asta? Că ce? Că n-avem nicio șansă? Da, păi nu ați văzut ce s-a întâmplat în play-off-ul ăsta? Ce se întâmplă? Păi chiar suntem nebuni. Nu vedem ce se întâmplă în play-off-ul ăsta. Păi ce trebuie să fac eu să... Păi gândiți-vă că eu mâine joc cu Pandurii un meci extraordinar de greu, după care mă duc la Viitor. Păi e ușor să câștigi la Viitor? E ușor să câștigi la Viitor? I-am bătut, dar o să vedem. E ușor să câștigi la Viitor? Nu e ușor. Ne ducem la Târgu Mureș. Deci, nu e. Nu avem nicio... Știți cât avem șanse în momentul de față să luăm titlul? Maxim 10%. Și celelalte 90%? Într-o singură direcție. Până la urmă, domnule Șumodică... Am transpirat. Vă spun. Nu, până la urmă spuneți și voi, nu? Nu există... Dar eu mi-am dat cu impuls. Nu? Cu impuls de la cu fluturaș, ca pe vremuri. Mi-a rămas unul, 2 martie și... Da. Ciudat până la urmă că spuneați mai devreme că nu știți, nu simțiți că s-a jucat în altă parte campionatul, însă totuși spuneți că nu aveți șanse pentru că aveți meciuri contra unor echipe. O să ne întâlnim peste o lună când se termină campionatul și o să zici, băi, Șumi, ai avut dreptate. Domnul Șumi, cu ultima întrebare. Sunt alături de tine. După plecarea lui Enache, mulți spuneau că Astra, cel puțin pe partea dreaptă, și-a pierdut acolo incisivitatea. A venit în schimbul Gema, care a început să joace foarte bine și l-ați adus și pe Olise. Are șanse să debuteze și el și... Nu a venit cartea verde, astăzi sau mâine, nu știu... Astăzi ce zi e? Că nici nu știu, luni, nu mai am noțiunea timpului, jucăm la 3 zile tot, luni, nu, mâine e marți. Trebuie să așteptăm să-i vină cartea verde și cu cât îi va veni la mai repede cartea verde, cu atât îl veți vedea și pe Olisec până la sfârșitul acestui sezon. Dar sunt foarte mulțumit de jucătorii care am, sunt mulțumit de Bugema și încă o dată vă spun cu tot respectul pentru Enache, un jucător care a făcut performanța aici, a fost alături de noi, Enache a plecat fiindcă așa a vrut și un pic. Astra... Rămâne clar ce a spus, Astra chiar dacă va prinde Champions League, Șomodică va pleca. Da, Astra rămâne o candidată la primele 3 locuri și cred că dacă mâine nu vom pierde, cu siguranță va fi destul de greu să mai pierdem locul 3, va fi destul de greu. Dacă mâine vom câștiga, avem șanse mari de tot să terminăm pe locul 2. Dacă nu v-ar părea rău să plecați după ce ați dus această echipă atât de sus și chiar joacă fotbal, așa cum a spus. Păi da, dar dumneavoastră, dacă ați fi președintele acestei echipe sau să... Eu sunt 2 luni, sunt suspendat din vară. Eu nu pot să activez la această echipă și nicăieri. Eu sunt interzis din vară. Din vară, din momentul din 26 iulie sau 27 iulie, 2 luni, eu nu pot să fac nimic. N-am voie nici să vin la stadion. Ce ați face? Eu dacă nu pot să vin la stadion, stau, aștept să-mi treacă suspendarea, dar nu știu cum îmi va trece această suspendare, fiindcă dacă eu nu voi fi angajat undeva... Nu știu cum poți să ți spășești pedeapsa, nu știu, e ambigu, așa? Deci eu nu pot să mai activez. Mi s-a ridicat suspendarea până în data de 8 iunie. Din data de 8 iunie eu nu mai pot să mai mă apropii de această echipă. Pe 8 august. Ai expirat sau după cum a zis când începe? Nu, este, am înțeles că este nici nu știu, calendaristică, competițională, nu știu cum, dar eu nu mai am voie 2 luni să mă apropii de această echipă. Și ne avem voie, dacă joci în cupele europene și n-ai, eu ce să fac? Nu pot să vin la stadion. Este exact săptămâna dinaintea meciului cu Viitorul, când am fost interzis și mă căutau cei de la Gazeta Sporturilor, ca să spun și asta. E un domn Crăițoiu acolo care simpatizează cu o echipă, am înțeles, în ultimul timp și mă căuta să băga până, am auzit că s-a spus, cimitir. Acolo mă căuta să vadă dacă sunt la stadion, ca să-mi dea vreo 2 ani. Nu am fost la stadion, domnul Crăițoiu. Nu m-am dus, ați luat calul greșit. Nu m-am dus la stadion. Și din vară, iar mai am anul, o lună și 3 săptămâni, că mi-am făcut o săptămână. Era mai bine să fi suspendat acum decât atunci? Nu. Nu, păi era munca mea de 9 luni de zile. Și de asta. Păi și munca dumneavoastră e și atunci. Păi este, dacă voi fi suspendat ce spuneți acum, că Marișul Unică oarecum e forțat de această suspendare. Da, exact. Am avut discuții cu președintele clubului și cu juristul clubului și mi s-a spus că există un articol, nu știu, în ce regulament, un articol
la punctul 9 sau ceva de genul ăsta, când clubul n-ar mai putea să mai mă țină în funcție. Și atunci va trebui să ne despărțim. Și datorită acestei suspendări, ne vom despărți. Și voi vedea ce voi face. E, da. E ciudat un pic, oarecum acum, dumneavoastră, cum vă înțelegeți cu cei din conducerea clubului? Pentru că ei ar fi trebuit, nu știu, sau mă gândesc eu, ar fi trebuit să găsească o soluție pentru antrenorul care, teoretic, îi aduce în Champions League, ca el să revină să antreneze în cupele europene. Nu știu, păi nu, dar în momentul de față, sancțiunea mea este suspendată. Da. Clubul a dorit foarte mult lucrul ăsta, să încheie o muncă. Mai departe, nu se mai poate încă o dată suspenda sau ceva de genul ăsta. Și automat eu 2 luni nu pot să vin la stadion. Păi și eu dacă aș fi patron la o echipă și antrenorul meu n-ar putea sau nu să vină, lui ia carnetul lui unul și nu poate să conducă 2 luni taximetristul, ia mașina și eu dă la altul, nu? Dacă eu nu pot să vin... Te duci în Champions League, tu nu încerci să găsești o soluție. Așa mi s-a transmis. Asta mi s-a spus din partea juristului clubului, că este nevoit să înrupă contractul. Păi și nu m-a supărat un pic? Nu. Nu, că ei înțeleg, dacă ăsta e regulamentul și mi-au spus că trebuie să rupă contractul, ce să mă supăr acum? Dacă ei dau voie, am înțeles, să aibă un om care este interzis în ceva, probabil am devenit o persoană non grată sau nu știu cum se numește exact. Mi s-a spus și curios că m-am întâlnit cu domnul Argăseală la federație și el știa și de când sunt și până când și data o știa, 8 și tot, știa tot. Am rămas un pic blocat. Antrenori care au avut conturi n-au pățit nimic. 2 ani, Napoli. Da, ce? Nu, nu comentez. Eu nu comentez. Că a mai fost un domn Pustai care a comentat pe la postul tău de televiziune și a intrat în direct, unde și tu angajată și unde am fost și eu și mi-a făcut mare plăcere la momentul respectiv. A intrat și a spus că comisiile astea, că nu se poate ce i s-a întâmplat lui Șumudică, că trebuia și m-am simțit așa un pic să comenteze la adresa mea când eu absolut n-am spus nimic de domnul Pustai niciodată și Dumnezeu nu doarme. Ați văzut ce se întâmplă în viață. Niciodată nu-i bine să râzi de altul. Săracul acum a rămas fără servici. Anul trecut a retrogradat 2 echipe și pe Rapid și pe Gazmetan. Acum mai avea puțin, e retrogradat și pe Botoșani. Și nu-i frumos să vorbești de un coleg de breaslă să spui astfel de lucruri sau astea. Și i-am transmis un mesaj la momentul respectiv și atâta tot. Doriți ca după suspendare să reveniți? În funcție de antrenor la Astra? Păi ce, Astra credeți că va lua pe 1, pe 2 luni să-i antreneze și după 2 luni să vină și Budică? Interimar. Nu, Astra... Interimar, dar asta mă gândeam, dacă nu se putea găsi o soluție, ca interimar. Eu nici nu știu în momentul de față, domnilor, eu nu știu cum îmi voi spăși pedeapsa. Din moment ce mi se va rezilia contractul, eu unde mi spășesc pedeapsa asta de 2 luni? Dacă nimeni n-are dreptul să mă angajeze. Unde mi spășesc eu pedeapsa? Ce se întâmplă? Poftim? Păi nu știu, asta e, nu înțeleg. Am făcut o cerere către Comisia de Recurs să mi se spună că în regulament scrie că nu e calendaristică, că este competițională. Și dacă mă dă afară, eu unde pot să mă duc? Că nu are dreptul nimeni să mă angajeze. Păi și atunci ce fac? Eu nu mai muncesc? Adică sunt niște lucruri care... Deci da. Regulamentele făcute prost. De ce nu știu lucrul ăsta. Nu, de ce mai rău un pic decât prima suspendare asta? Pentru că dumneavoastră, în momentul de față, nu știți, e vorba de asta, n-aveți cum să vă ispășiți pedeapsa, deci nimeni nu poate să vă angajeze deloc. Păi așa mi s-a spus. Juristul clubului, care este un om care a lucrat la ligă și care este măsură, mi-a arătat, este punctul 9 sau articolul 9, în care spune că un club nu poate să angajeze sau să aibă în structuri o persoană interzisă. Și că va fi nevoit să-mi rezilieze contractul. Și am zis, bine, dacă asta e, am greșit, recunosc, ne dăm mâna, ne despărțim, plătiți-mi ce aveți să-mi plătiți până la momentul ăsta, ce am muncit și ce să... Asta e.